Primul GPS a fost inventat de J.W. Jones în 1909. Dispozitivul Jones Life Map a fost primul sistem de ghidaj pentru automobiliști realizat pe vremea când călătoria cu mașina era o adevărată aventură. Nu existau autostrăzi, drumurile erau foarte puține și cu multe gropi, iar stațiile de carburanți erau la sute de kilometri distanță una de cealaltă. Dispozitivul inventat de Jones consta într-un sistem de discuri imprimate cu hărți, care îi arăta șoferului direcția prin manevrarea unui ecran special. Designul GPS-ului este parțial bazat pe sisteme similare de radionavigație la sol, cum ar fi Loran și Deca Navigator, dezvoltate la începutul anilor 40 și folosite de Marina Regală Britanică în timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1956, fizicianul germano-american Friedward Wittenberg a propus un test al relativității generale pentru încetinirea timpului într-un câmp gravitațional puternic, folosind ceasuri atomice exacte amplasate pe orbită în interiorul sateliților artificiali. Uniunea Sovietică a lansat primul satelit artificial Sputnik în anul 1957. Doi fizicieni americani, William Geyer și George Weiffenbach, de la Laboratorul de Fizică Aplicată al lui John Hopkins, au decis să monitorizeze transmisiile radio ale satelitului sovietic. În câteva ore au realizat că din cauza efectului Doppler, puteau puncta locul satelitului în orbită. Primăvara următoare, Frank McClure, directorul adjunct al laboratorului de fizică, i-a pus pe Geyer și Weiffenbach să investigheze problema inversă, adică să puncteze locul utilizatorului, cunoscându-l pe cel al satelitului. Aceasta a condus laboratorul de fizică să dezvolte sistemul Transit. În 1959, ARPA, redenumită DARPA în 1972, a jucat un rol important în Transit. Proiectul GPS a fost dezvoltat în 1973. Pentru a depăși limitările sistemelor de navigație precedente, integrând idei din mai mulți predecesori, inclusiv un număr de studii de proiectări de inginerie secrete din anii 60. GPS-ul a fost creat și realizat de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii și era operat cu ajutorul a 24 de sateliți. A devenit în totalitate operațional în anul 1995. Avansările în tehnologie și noile cerințe pentru sistemul existent au condus la eforturi de modernizare a sistemului GPS prin implementarea noii generații de sateliți GPS-3 și următoarea generație a sistemului operațional de control. Pe lângă GPS, mai există și alte sisteme de navigare, complet operaționale sau în curs de dezvoltare. Sistemul rusesc global de navigație prin satelit, GLONASS, Galileo Positioning System al Uniunii Europene, Indian Regional Navigation Satellite System al Indiei și Beidou Navigation Satellite System al Chinei. Deocamdată, GPS-ul rămâne cea mai ușoară modalitate de orientare și navigație fără a folosi harta,
cu doar un mic dispozitiv electronic ce arată cu precizie poziția pe glob și oferă informații despre traseul dorit.